Salut! În acest video vă voi arăta un experiment cerut de domnul Paulo, un bun susținător al meu. Voi face un generator de hidrogen care voi folosi 9 plăci de inox 316L, 150x150 și îl voi face prima oară cu 3 plăci neutre, după care îl voi face cu 2 plăci neutre, să vedem ce amper consumă și ce producție de gaz avem. Și aceasta este o modalitate de a regla amperii oarecum. Nu uitați să vă abonați, dați like, coment și distribuiți. Astea sunt capacele generatorului de plexiglas, sunt de 10 mm grosime și folosesc și o ramă metalică pentru o bună rezistență, pentru a nu se sparge. Garniturile sunt de 2 mm, garniturile care vin dintre plăci. Și plăcile 150x150 cu grosimea de 1 mm. În primul test voi folosi 9 plăci cu 2 contacte plus 1 minus și 3 plăci neutre între ele. Iar în al doilea voi folosi 7 plăci cu câte 2 plăci neutre între ele. Plăcile neutre nu au contact. Avem 3 plăci neutre acum și vom adăuga placa cu contact de minus imediat. Aceasta este placa cu contact minus. După care încă 3 neutre și încă o placă cu contact plus. Și placa cu contact plus, ultima placă. M-a întrebat cineva ce sunt aceste mufe. Sunt mufe rapide, așa se cheamă. Și se bagă pur și simplu furtuna aici, se apasă și când vrei să-l scoți, apeși pe asta și iesi. Dacă nu apeși, nu iesi. Voi folosi același vas făcut de mine din plastic. Am pus 4 furtune, 2 sus, 2 jos, pentru a circula foarte bine apa, să aibă o răcire bună. Adaug hidroxidul de potasiu și apa distilată.
Această apă voi folosi și în următorul experiment pentru a avea aceeași concentrație de electrolit. Și din nou o mufă rapidă. Și vom măsura acum amperii. Avem 5 amperi. Cu acest instrument vom măsura cantitatea de hidrogen și oxigen produsă. Avem aproape 0,5 litri pe minut. 5 amperi. Acum voi demonta acest generator de hidrogen și în loc de 3 plăci neutre voi pune doar 2, să vedem care este diferența de consum de amperi și care este producția de hidrogen. Voi folosi exact aceeași apă pentru a avea aceeași concentrație de electrolit. Voi da deoparte două plăci neutre, fără contacte. Voi începe cu o placă care va avea contact pus. După care pun încă două neutre. Iar acum voi adăuga placa cu contact minus. Și din nou două neutre. Și ultima placă cu contact, care va fi cu contact pus.
Acum avem 7 plăci, 2 plus, 1 minus și cu câte 2 neutre între ele. Cum am spus, voi folosi aceeași apă cu care am făcut primul test. Și să vedem acum câți amperi va măsura. Amperi aproape s-au dublat, acum avem 8,7 amperi. Să măsurăm și producția de hidrogen, să vedem cât exact produce. Acum avem puțin peste 5. În prima producție eram puțin sub 5. Deci, aceasta este încă o modalitate de a regla amperii. Vă mulțumesc pentru vizionare. Dați-mi comentariu cu ce părere aveți despre acest video. Pe curând!